Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual, sunt Onelia Pescaru, NED. Întâlnim în această seară în studioul nostru cu Romulus Oprica, sociolog. Îmi face plăcere să salut un fost masterand. Bună seara, Romulus. Bună seara, Onelia, mulțumesc frumos de invitație. Un sociolog din tranșee direct. Adus aici. Dar nu-i greșită afirmația, pentru că azi dimineața m-am culcat la 6 și 10, m-am trezit la 7 și 5 ca să duc copiii la școală. Deci în tranșee, pentru că se făceau numărători, se făceau verificări, erau toți cu ochii geană pe voturi. A fost o noapte lungă, erau cu emoții. Erau cu ochii geană pe voturi. Ochii geană, da. Nu cumva să se culce primari, să se trezească viceprimari. Sindromul geană, iată că a schimbat ceva în ceea ce privește percepția asupra votului. Stăm și păzim voturile. Fica păzește pepenii. Foarte corect să fie așa. Pot fura voturi, practic, sincer vorbind? Probabil că da. Probabil că există suficient de multe mecanisme dezvoltate de-a lungul anilor. Nu sunt legende? Trebuie să discutăm. Nu e o mitologie? Nu știu, am auzit de atât de des, inclusiv de la oameni care au fost în secții de votare, și încât tind să cred că nu sunt neapărat legende. Deci, cum să zic, la un moment dat și legenda aia trebuie să iasă din ceva. Probabil de unde nu-i foc, nu iese fum. Nu iese fum, vorba aceea, da. Probabil că nu se mai fură cum se fura odată, presupunând că odată se fura cumva. Nu știm cum, dar presupunem. Dar metode de a frauda votul cu siguranță există. De aici un vot, de acolo altul, și iată că uneori Predealul, de exemplu, a jucat la 10 voturi. Da. Mandatul de primar. Deci contează fiecare vot. Și în Brașov s-a jucat la 4%. Nu e o diferență enormă, consistentă, cum a fost în București, mai mult de 10. Da. Care să-ți dea acea siguranță că voi câștiga oricum. Brașovul a votat, ca toată România. Mamă, dar cum a votat Brașovul? Puțin a votat. Procentul final fiind? Sub 85.000 de persoane la vot. Ceea ce înseamnă cât din totalul populației? 33%. Deci, din 3 brașoveni a votat unul. Da, bun, este o alegere. Îi spun de foarte multă vreme că a nu merge la vot este o alegere. Boicotul, mod asumat, al dreptului tău de a vota sau de a merge la actul votului, este un mod de a participa la democrație. Este o alegere. Nu trebuie să-i blamăm, să ne apucăm să folosim. Era oarecare furie, am văzut chiar pe o postare de-a ta. Inclusiv pe postarea mea era uimire. Pe postarea mea era uimire. Mă uitam la media națională și am discutat cu prieteni. Am fost binișor sub această medie. Cu 10%. La finalul zilei eram cu 12% sub media națională și discutam cu niște prieteni. Băi, înfilează o lampă. Nu înțeleg. Adică Brașovul, după care am înțeles. Care sunt explicațiile? Păi, multe, avem, dar sunt multe, dar bun, încep cu o mică paranteză. Vineri m-am aruncat în valuri și am o predicție sociologică. Și am pus pe piață o predicție, plecând de la ceea ce știam eu, de la un istoric, și anume că acum 4 ani am nimerit-o foarte bine, și nu doar acum 4 ani, ci și de-a lungul timpului, și am zis, sunt foarte bun. Aducându-mi la minte pe Onuț, chiar sunt foarte bun. Da. Așa zicea Onuț, nu? Da. Francla zicea, eu sunt cel mai bun. Am învățat și eu ceva. Și importanța ai mentalitatea de învingător și să o cultivi. Am învățat și eu ceva de la profesorul Onuț. M-am uitat pe cifre și am zis, bun, cât a fost participare la vot acum 4 ani? Aproape 90.000, da? În jur de 90.000. Cât a fost participare la vot în la europarlamentare? 120.000 pe liste permanente, pentru că ne interesează listele permanente. În noiembrie, la prezidențiale, turul 2, cât a fost participare la vot? 126.000 pe liste permanente. Bun, este clar că o să scadă. Avem acest virus, avem o teamă, dar față de acum 4 ani avem un challenger puternic. Îmi făceam eu tot felul de scenarii și spuneam, acum 4 ani scăzut foarte mult prezența la vot pentru că n-a existat un challenger. Deci oamenii n-au fost motivați să meargă. Să vezi că anul ăsta o să fie motivați, și cumva încercam să fac tot soiul de predicții. Și am zis, nu se poate să scadă foarte mult sub 100. Deci mă aștept la un 95.000. Dar cu o mobilizare puternică din partea challengerului poate să crească. De ce zic din partea challengerului? De acolo vine de obicei mobilizarea. De acolo, exact, de acolo vine mobilizarea.
Și am luat istoricul pe ultimii 12 ani cu tot soiul de corecturi de rigoare și am zis, bun, care este media încă actualului primar George Scripcaru? Păi ar trebui să fie undeva cu pierderile pe care le are de-a lungul timpului la 36-38 de mii de voturi cu tot cu susținerea partidului, da? Pentru că acum 4 ani nu a avut susținerea partidului. Cât are tradițional PSD-ul? Păi în medie cam 17.000. N-a scăzut, nici n-a urcat foarte tare. Punem și pro-România la acești 17.000 da, pentru și zicem de fapt că e același trunchi. Au mai recuperat ei ceva, hai să punem o sumă mai mare, zicem 20.000. Toți ceilalți cât iau împreună? I-am luat și i-am calculat pe fiecare așa buchea cărții, nu iau mai mult de 10.000. Bun, deci avem undeva la 68.000 de votanți care au voturile date, istoric vorbind. Cât îi trebuie challengerului ca să câștige? Păi mai mult decât ia primarul, nu? Și atunci am făcut niște praguri. Deci dacă avem până în 100.000, nu câștigă. Și el trebuie să vină cu mai mulți, deci trebuie să vină cu 30 plus, da? 35, 37, 38.000. Peste 100.000. Deci trebuie să fie peste 105. Și de acolo a apărut predicția. Un banal calcul matematic făcut. Pentru că sociologia e matematică, de da, fapt. Da, e deci foarte multă emoție, am constatat ieri. Da. Este și foarte multă emoție. Cumva o măsori și pe asta, că e cuantificabilă, așa dar este. La un moment dat bulgarele se poate rostogoli mai repede decât vine sociologul cu măsurătoarea. Eu sunt foarte ofticat că nu am simțit emoție. Aici puțină psihologie, trebuie în completare. Sunt supărat pe mine. M-am calmat azi dimineață pe la 5 când m-am uitat pe cifre. Mi-am făcut mea culpa, am luat puțină cenușă, am comunicat cenușa, da. Am zis scuze și am dat explicații. Romulus Oprica e încă un sociolog tânăr, deci au greșit o casă mare de sociologie. Nu? Să ne aducem aminte anul când Dâncu greșise cât vreo 30% sau la un moment dat legende ale sociologiei. O să enervez lumea și o să spun că n-am greșit. Nu, tocmai. Și n-am intuit un trend. Care a fost trendul? Și aici o să-l laud pe consilierul, cum să-l numesc, concurent? Da. Pe consilierul Radu Hosu, care a făcut o chestie care mă enervează. Am vrut să poftesc, ai răspuns primul la telefon. Noi discutăm. Noi, știu. Brașovul e mic, un sat de munte. Radu Hosu a făcut o chestie genială, mă enervează cât de genială este. Și anume, pe lângă faptul că l-a poziționat pe Alen Coliban ca singurul contracandidat, am mai luat și imaginea lui George Scripcaru și a pus-o pe toate gardurile USR-ului. Ce înseamnă asta? A creat acel, nu știu cum se numesc, mic banner, da? Acel poster, meciul secolului, meciul Brașovului. De meciul ăsta pentru depinde... că ne plac a naibii meciurile. A creat această stare de competiție în care... sau care a determinat la rândul ei oamenii să îi perceapă drept concurenți doar pe cei doi. Și dintr-o dată, pentru că trăim niște vremuri speciale, teoria votului util a devenit foarte aplicabilă. Și anume, cel care dorea să voteze cu Costi Mihai, să zicem, da? Un om care a muncit foarte mult. Și care merita mai mult. Care ar fi luat mai multe voturi, garantat. A zis, și așa n-are șanse. Al meu nu iese. Deci stau acasă. Cei care doreau să voteze cu PSD în mod obișnuit, m-am uitat pe cifre. PSD cu doctorul Orțan Bunăoară, că iarăși... A luat 6.000 de voturi. De la 6 la 17 lipsesc 11.000 de voturi. Care au spus, care au nu mirosesc votul sau nu s-au mai dus. Sau nici păi nu mă mai duc dacă al meu n-are șanse. Dacă votez cu el, oricum îmi mirosesc votul. Dar nu doar că mi-l irosesc. Mă duc în piață, mă întâlnesc cu oameni, deci zic să mă și îmbolnăvesc. Și dintr-o dată au și găsit o explicație foarte rațională și cât se poate de, cum să zic, plauzibilă și imposibil de combătut. Acum 4 ani te-ar fi acuzat lumea. Cum adică n-ai fost la vot? Ție nu-ți rușine? Fie coronavirus. Nu mai mă duc la vot. Și dintr-o dată, chiar am făcut calculul azi după ce au apărut cifrele oficiale, la cei 85.000 de voturi, la cele 85.000 de voturi existente pe piață, le-am adăugat pe cele tradiționale de la ceilalți challengeri și sărim de 103.000.
Deci iată că iese. Deci n-a greșit. Iese, dar am greșit. Deci n-am greșit, dar am dat-o de gard, cum să zic. Nu, n-a greșit Romulus este... Oprica, dar iată că sunt aceste nuanțe, sunt aceste diferențe sensibile și până la urmă contează cifrele finale. Brașovul a votat în trend al marilor orașe, care orașele revoluționare plus Constanța, am înțeles, se Timișoara, adaugă Alba. Da, dar Timișoara, Brașovul, București erau oricum orașe revoluționare. La Brașov nimeni nu aștepta înainte, pentru că nici chiar USR-ul nu estima acest triumf, să fim foarte sinceri. Eu știu că am această nebunie și mă arunc de multe ori cu anumite afirmații, dar de data aceasta n-am făcut-o. Am discutat cu colegi sociologi, cu colegi care au mai multă vechime și mai multă experiență în a citi politica. Am discutat cu domnul Dâncu, am discutat cu Palada, am discutat cu colegul meu Bogdan Voicu de la Academia Română, am discutat cu Cristi Pârvulescu, am discutat cu colegi care fac cercetare în Brașov, foști colegi de la Transilvania. Nu vedea nimeni valul. Nu vedea nimeni, toți dădeau ca și pe studiile făcute acum o lună, acum 6 luni, George Scripcaru era câștigător detașat. Și acum o lună, zic că era încă. Și acum o lună era încă văzut ca și câștigător detașat. Dar a început campania, oamenii s-au activat, și-au asumat rolul de contracandidat și l-au asumat foarte bine. Felicitărilor. A fost o campanie frumoasă, dar urâtă. Iar aici, cu frumoasă mulțenia... în sensul că a adus tinerețe, s-a pedalat mult pe tinerețe, candidatul carismatic, da, ideea de tinerețe prinde, tinerețe e molipsitoare. E un om deștept, sunt calități pe care nu îi le putem critica. Care contează? Sunt ale lui. Pe de altă parte, campania a fost negativă, a fost una de atac, atac la baionetă. S-a dovedit a fi o strategie bună, până la urmă. Da? Ce mai ține? Câteodată ține atacul, câteodată nu ține atacul. De ce spun că a fost urâtă? Pentru că s-a dus campania, fiecare și-a dus campania în bula lui. Toți au fost în mediul lor online. Asta nu poate fi util? E util, dar îți radicalizezi, pentru că ne întrebăm de unde vin atacurile. Cine nu-i cu noi e împotriva noastră. Îți radicalizezi votanții, creezi falii în societate. Rolul meu este să discut cu toți și nu arunci acele punți firești. E important să nu arzi podurile. Da. M-a sunat un amic de la București să-mi spună că am fost foarte împăciuitor în materialul pe care l-am publicat vineri. Mie mi se părea că am fost critic. Nu trebuie să fii acid sau dur sau hater ca să fii critic. Oamenii care știu să citească vor înțelege. Eu am spus și despre George Scripcaru. Inițial am scris că a rămas în urma orașului ca și critică, după care am spus că a rămas în urma așteptărilor brașovenilor. Pentru că, într-adevăr, de fapt, asta înseamnă să rămâi în urma ce este orașul, nu este o bucată de pământ. E o mare de oameni, Exact. Orașul este transfăcut dat de cetățenii. Și orașul de acum 20 de ani e altul decât orașul de astăzi? Decât orașul de acum 4 ani, de acum 8 ani? Rămânând în urma așteptării cetățenilor, a rămas, de fapt, în urma orașului. Pe Alen nu l-am criticat direct, ci am criticat echipa, și anume, e, din punctul meu de vedere, greșit să creezi falii între oamenii care creează bogăția acestui oraș. Asta este și motivul pentru care am denumit materialul Brașov America României. Pentru că aici îți vin oameni de peste tot. Îți vin oameni din toate colțurile României. Mă uitam pe recensământul populației din 2002 și aveam undeva până în 1000 de oameni, alte naționalități, pe lângă români, maghiari, sași și așa mai departe. Erau până într-o mie. Italieni, turci, exact, alte naționalități. La recensământul din 2011 sunt aproape 18.000. Da. Deci acum avem un Brașov cu adevărat multicultural. Un oraș multicultural și nu trebuie să... Sau hai să nu folosesc negativul. Și trebuie să înțelegem că multiculturalitatea, din punct de vedere antropologic, este dată inclusiv de oamenii care îți vin în acest oraș din alte regiuni ale proprii tale țări. Deci acel Moldova, du-te la Moldova, du-te la Buruienești. Nu e ok. Încă se mai practică, du-te în Moldova, da, sau pleacă din Brașov.
Da, am înțeles că cea mai cruntă înjurătură e că ești din Buzău, nu știu de ce. Maica mea e din Buzău. Eu m-am și mama mea e tot din Buzău. Din Buzău. Și mama mea e din Buzău. Buzău a triumfat, PSD-ul a triumfat la Buzău, apropo. Aveam o colegă din Prahova și ca să o necăjesc, o întrebam mereu, tu ești din Buzău? Și se înfuria foarte tare. Da. Apropo de Buzău, e un triumf PSD-ist acolo și de Prahova. Pentru prima dată Prahova e un județ liberal după atâția ani de PSD-ism. Iată că unele lucruri... Constanța iarăși devine liberal. Ludovic Orban a făcut o mișcare genială cu Nicu Șordan. Trebuie să genială, dar kamikaze, spun alții, că la București, iată, PNL-ul la jumătatea PSD-ului astăzi. Așa este, dar dacă nu era kamikaze... 34 versus 17. Dacă nu era kamikaze, pierdeau primăria Bucureștiului și tot la jumătate erau. Corect. Și atunci în ce alegi? Între ce alegi? Sunt kamikaze, dar am un impact extraordinar de mare. Sinuciderile sunt și altruiste. Câteodată, da. Iar eu cred că Ludovic Orban și-a întărit poziția ca șef al guvernului în acest moment cu acest câștig. Bun. Simbolul este uriaș. Da? Simbolul este uriaș. Exact. Așa este. Chiar dacă PSD-ul, spuneam, punctează mult la București, a recuperat enorm, PSD-ul cumva crește în România. 20 de consilii județene câștigate după acea cădere la europarlamentare este și apoi la prezidențial. Este chiar riscant să polarizezi politica și să duci doar în dreapta, doar în stânga. Deci e necesar, suntem toți pe un balansoar. E necesar asta înseamnă să avem echilibru, democrație reală. Și... Asta încerca să facă Pro-România. Pro-România în Brașov a fost o surpriză usturătoare. Dar și național, la București, un scor jenant pentru fostul premier. O minte luminată a stângii din România, de altfel, dar cu probleme de caracter, de imagine, perceput ca având niște probleme cunoaște. Din zona asta. Dar pe noi, cum spuneam, pe noi doctoranzii ne-a ajutat să facem niște lucrări foarte atent scrise. A fost extrem de generos și pentru psihologi a fost extrem de ofertant. Revenind la Brașovul atipic, fiindcă, uite, Brașovul rămâne atipic, de aici porni Revoluția în 87, de fapt, nu? Doi ani mai devreme. Apropo de aici porni Revoluția, am observat o ultimă postare a lui Alen Coliban a primarului ales Alen Coliban în ultima zi de campanie. Cu acea încheiere frumoasă. Aici, în emisiune, a venit cu această idee. A spus că, da, niciun doljean nu crede că a strigat în 87 vrem libertate pentru doljeni și cu siguranță au strigat vrem libertate. Și acolo a încercat și cred că dacă va continua această direcție, va reuși să creeze acest Brașov multicultural pe care eu îl aștept de foarte multă vreme, în care moldovenii să se simtă asumați ca moldoveni, dar integrați în acest târg, în care doljenii să se simtă, da, să nu mai zici băi craiovene, băi oltene. Mi se pare absolut halucinant să mai auzi așa ceva. Dar auzim. Și am auzit intensiv în campanie. Se leagă punțile astea, că-s răni. Sunt și răni acum. Nu sunt doar unele lucruri greu să vindecă. Sportivii spun că dacă vrei să-ți dezvolți masa musculară, trebuie să tragi de mușchiul ăla până începe să aibă rupturi și de acolo va crește. Să sperăm că a fost un exercițiu fizic de creșterea mușchilor democrației și că undeva rănile acestea se vor transforma de fapt în forță pentru noi toți, pentru că avem nevoie, la un moment dat, de saturi și de atâta. Avem nevoie de liniște și de vindecare. Pe de altă parte, profilul usăristului, Partidul Învingător, este corporatist, nu, non-conformist, belicos uneori, foarte revendicativ, poate prea belicos. Revendicativ, incisiv. Alen Coliban aici în emisiune spunea și eu am momente în care mi-e foarte greu să-mi domolesc oamenii. Avem dezbateri uneori foarte fierbinți. Se vede imaturitatea politică. E imaturitate aici. Dar asta romantism se, dar poate. Poate, dar aceasta se antrenează. Nimeni nu s-a născut învățat. Sunt convins că eu, dacă aș intra pe în politică, timpul și pe viața noastră? Politicienii care nu au reușit să ne convingă s-au antrenat la un moment dat pe timpul și pe viața noastră. Cred că toți, de fapt. Da? Deci, până la urmă, lipsesc în România școlile de partid. E o problemă. Lipsește... Trebuie să avem școală de partid, fiindcă USR a fost exact ăsta. Noi nu suntem politicieni, venim cu specialiști, noi nu avem nevoie de politică dacă să creștem. Dacă nu sunteți politicieni, nu aveți ce căuta în politică. Pare rău, politica este iată o că meserie. Au câștigat.
se vor antrena. N-au vor deveni rapid, pe repede înainte politicieni. Așa sper. Sper pentru binele nostru că vor descoperi mai foarte mai avem timp repede, și nervi, da, să-și dea corigența unii și alții? Nu cred că vor fi tolerați atât de mult cât au fost tolerați predecesorilor în nu politică. Avem pentru că noi exact nu mai avem aceeași răbdare cu ei. S-au schimbat vremurile și noi vrem rezultate. Vrem să-i vedem că ceea ce promit fac. Vrem să vedem. Și rapid. Da, ăsta este ghinionul lor. Adică vin pe un... Ghinionul lor este că vin pe un nivel de așteptare foarte mare. Uriaș. Le doresc să ajungă din urmă acea așteptare să o împlinească, pentru că dacă ei reușesc să împlinească așteptarea cetățenilor, de fapt mie îmi va fi mai bine. Nouă tuturor. Exact. Cum crezi că se va poziționa liderul PNL, Adrian Veștea, cu această situație? Adrian Veștea este un om care știe să primească ajutor și știe să ofere ajutor. Sunt convins că se va concentra pe proiecte. Va arunca el puntea? Sau se va concentra pe proiectele proprii? Eu nu l-am văzut să strice vreodată o punte. Deci eu nu cred că la el... Nu, dar pe Tudor Benga l-am auzit aici în emisiune spunând că PNL este un partid profund nereformat. Faptul că absolut conjunctural noi ne-am aliat e absolut conjunctural, dar la Brașov... Să ne uităm cine este. Deci extrem de belicos, cum spuneam, punct de vedere. Mă bucur că nu m-ai lăsat să răspund. Te-am făcut să răzgândești. Am vrut să răspund și mă bucur că nu m-ai lăsat să răspund. Da, Tudor Benga trebuia să spună lucrul acesta pentru electoratul lui. Dădea rău să zic că mergem cu liberalii în alianță. Dar aseară, dimineață, ți-am zis că m-am culcat la 6 și 10 și am urmărit live-urile, am mai scris câte ceva, am mai urmărit ce au mai comentat unii, ce au mai comentat alții, pentru că era într-adevăr palpitant, era surescitarea era și destul de mare. Și pentru un sociolog era tortul, nu? Iar Tudor Benga a recunoscut cât se poate de franc faptul că Adi Veștea este înaintea lui, a urat succes. Lucrurile se reglează la un moment dat. Acum să nu confundăm bătaia din ring cu berea de după. Ok, sunt doi boxeri care sunt în ring, după au tot dreptul să stea la aceeași masă, să își îngrijească rănile și să se gândească la ce meci frumos vor face data viitoare. Și aici nu mă refer la blaturi. Poți avea în fața ta un competitor și să te gândești cum va arăta următoarea competiție pentru binele publicului și nu trebuie neapărat să-i suspectăm pe toți de blaturi. Revenind la întrebarea inițială, sunt ferm convins că Adi Veștea are întotdeauna ușa deschisă și că știe să deschidă acele uși pentru binele comunității și pentru realizarea proiectelor pe care le are de făcut. Deci la Consiliul Județean concordie să fie. George Scripcaru a făcut astăzi conferința de presă în care și-a recunoscut înfrângerea, și-a felicitat adversarul învingător. Unde îl vezi în viitor? Și unde vezi echipa lui George Scripcaru rănită și tristă acum, ușor demobilizată de pierderea liderului? Nu știu cum este echipa lui. L-am urmărit azi pe George Scripcaru în acea conferință în care a vorbit cât se poate de elegant. Uman. L-am văzut. Până la urmă, nu știu unde îl văd eu, dar prefer să dau răspunsul pe care el l-a dat la această întrebare. A spus, prima dată mă duc să mă odihnesc. Cred că nu e simplu. M-a întrebat ieri dacă nu intru în politică. Alexandru Petrescu zice, nu intri în politică? Nu. Dacă te uiți la oboseala de pe chipul acestor oameni, și el a mai zis ceva, am sacrificat foarte mult. Da. Probabil că unii îl vor lua la mișto. Da, lasă-mă. Face... Okay, chiar a sacrificat foarte mult omul acesta, chiar a trăit exclusiv pentru politică și pentru Brașov, realist vorbind. Că n-a jucat corect întotdeauna cărțile, că existau variante mai bune. Eu nu sunt convins, poate este și o lașitate din partea mea, eu nu sunt convins că aș putea să sacrific acele lucruri, timpul cu familia, timpul cu copiii, timpul meu. Nu sunt convins că l-aș putea sacrifica. De aceea am un mare respect și pentru Adrian Veștea, și pentru George Scripcaru, și pentru Alen Coliban, și pentru Tudor Benga. Și am un mare respect pentru politicieni.
Aceasta este premiza și de la care plec. De timp, e vorba de acea terfelire pe care e greu să ți-o asumi. Mie mi se pare un preț și mai greu decât timpul. E suficient să fii pe Facebook că ți-o asumi. Da, iată ce a însemnat doar o predicție și a stârnit nu, ce mai vaed, ce mai zbucium, câte vorbe, câte ipoteze, câte, nu? De la furatul alegerilor, apropo, m-a amuzat ideea că Romulus Oprica pregătește furtul alegerilor. Unde să le pun. Nu, eu stau într-un apartament relativ mic și n-aveam unde să le pun, că le furam. Dacă aveam ce făceai cu ele? Treaba mea. Ce? Eu te dau explicații la toată lumea ce fac cu alegerile furate de mine. Nu explică. Nu, spatimile sunt cinghiate, de la o simplă predicție, dar minte când ieși în ring. Da. Când ieși în ring. E asumată. Mi se pare mai greu acest lucru. Și tu poate le duci, dar când e vorba să stărfelească familia, când e vorba ca mama și tata să se uite la televizor sau să citească pe Facebook. Pe de altă parte, iată că au mai murit niște mituri. Nucleul Dur de altă dată n-a prea mai ieșit la vot. Nu era ipoteza. Ne-e frică de corona. Seniorii au stat mai mult pe gânduri, tinerii au ieșit. Frica... Mai iute. Am un coleg ce lucrează la Academia Română și un statistician fantastic, Bogdan Voicu, și el îmi spunea, păi nu, el se ocupă de cercetarea calității vieții și îmi spunea, nu, tinerii sau maturii între 35 și până în 50 de ani, ei sunt cei mai raționali, ei vor sta acasă. Deci frica este cumva distribuită. Nu? Uniform, da. Dar motivația sau explicația mea, uitându-mă pe cifre, după război mulți viteși se arată, am spus azi dimineață, și este ușor să faci, să găsești explicații după. Și într-adevăr, chiar când ești relaxat și te uiți și ai deja toate datele, este mult mai ușor să găsești explicații. Și mai e patima aceea, fierbințeala. Corect, emoția să transmiți repede mesajul, să fii primul, poate chiar singurul care dă o predicție. Da, oamenii n-au avut de ce să iasă la vot. Era evident că sunt doar doi jucători. Deci dacă nu te-ai regăsit, fie în actualul primar, fie în challenger, să ne gândim așa. Ai stat acasă. Tu știi că omul pe care îl votezi pierde. Dacă nu ți-e extraordinar de mult la el, de ce să te duci? S-au dus doar cei care au simțit ceva. Mai e și acel fenomen de gruparea în jurul învingătorului. Ideea că mă poate face să sar de pe platformă. Al tău pierde. Trebuie să ajungi la secția de votare unde stai la un metru de cel din fața ta. Trebuie să spui mănuși, trebuie să te dezinfectezi. Mă rog, mănuși nu trebuie să spui. Trebuie să spui mască, trebuie să te dezinfectezi, trebuie să ai... Adică sunt o grămadă de trebuie să... Să-ți asumi poate și o coadă. Și atunci, atunci rațional, alegerea rațională. Care este? Nu merită. Păi nu merită. S-a văzut. Da? De aceea nu au fost. Deci eu nu cred că s-a schimbat radical comportamentul de vot. Pe de altă parte, ai cifre legate de votanții lui George Scripcaru vis-a-vis de 2016. Mult mai jos. Mi-a atras azi dimineață un prieten atenția, discutam cu el și dezbăteam. Și ziceam, băi, nu înțeleg, hai să vedem. Da? Pentru că, normal, până te calibrezi și înțelegi ce ți s-a întâmplat, trebuie să discuți. Trebuie să te uiți la cifre, să discuți cu oamenii din jurul tău. Și începe, păi, da, mă, ai uitat că toți cei din bula noastră au votat acum 4 ani cu George Scripcaru și am zis, da, ai dreptate. Așa este. Da. Foarte, o bulă foarte mare de oameni care a avut o altă opțiune anul acesta, a votat anul trecut, acum 4 ani, acolo. Cu George Scripcaru. Deci, pentru că comun. Nu aveai, da. Și dintr-o dată respectiv o dreapta, nu? Corect. Da, votanții de dreapta. A pierdut, nu pot să cuantific, nu știu cât. Am spus dar că am avut o campanie urâtă. Da. Din punctul meu de vedere, ca cercetător, am avut o campanie urâtă și pentru că n-am putut să intru în piață. N-am putut să merg așa frumos din casă în casă, cu pasul statistic corespunzător, ca să înțeleg ce se întâmplă. Când n-ai date, ești orb. Da. Bun, și deci... te bazezi pe globul de cristal. Pare că n-am... Mama Omida. Cred că n-am, nu, n-am lustruit bine chelia. Eu nu l-aș minimiza pe Romulus Oprica și nici cercetarea sociologică. Destul la unii păreri că sunt meserii din astea mai ciudate. Chiar este vorba de știință aici, de matematică, de statistică și de psihologie. Deci spui să nu luăm în calcul părerile tuturor, nu? Unele chiar nu. Mă gândeam să iau în calcul părerea lui Mace. Să dezvolți o depresie. Mi-a zis Mace că trebuie să-mi schimb meseria și mă gândeam dacă să punem, iau în serios sau nu. Bun, acum, apropo de Mace, Forumul German a dispărut. Nu. A cam dispărut, nu? O să reapară. Reapare?
Apropo, cu siguranță este nevoie să reapară Forumul German. Multiculturalitate de rolul istoric și asumat de această formațiune care, iată, a dat președintele României. Da, via PNL, mă rog, dar de acolo vine președintele Klaus Iohannis. Iată să reapară Forumul German. Reapare. UDMR-ul nu e în Consiliul Local, apropo de multiculturalitate, e doar în Consiliul Județean, la limită 5,01. Ce zice sociologul de 5,01? Au avut noroc. Atât. Tot cu 5, puțin este și pro-România, doar în Consiliul Județean. Da. Consiliul Local are 3, doamne, și toți 3. PNL, foarte greu PSD, de negociat. O majoritate PSD-PNL pe față, spuneau bârfitorii. Nu, a și anunțat Adrian Veștea azi că este exclus să se întâmple așa ceva. Și dacă exclus că vin parlamentarele peste puțin timp și președintele Iohannis încă spune PSD. Eu cred că nu trebuie să îi considerăm proști pe alegători. Oamenii, așa la mod general, nu sunt proști și nu uită. Poate se prefac doar că uită. Deci exclusă atunci, majoritate PNL-PSD. Și atunci? O mare majoritate cu USR, majorități conjuncturale probabil, pe proiecte. Nu știu, n-aș vrea să mă substitui. O să vedem. Este mult prea nou tot ce se întâmplă. Prea viu, sunt prea dinamic. Sunt acești oameni noi în politică pe care încă nu îi simțim, nu știm exact cum vor lucra. Nu cred că trebuie să-i bănuim neapărat de rele intenții. Categoric acum sunt nu, convins dar că politica pervertește. Trebuie să vedem cum vor aborda fiecare proiect în parte, fiecare oportunitate în parte, să le dăm șansa aceasta și să ne dăm șansa aceasta. Și evident, dacă vom constata că nu este bine, să luăm atitudine la ne momentul frecăm potrivit. Palmele și începem să analizăm. În etapa, la urmă avem 1, în etapa 1 putem să îi susținem, să le spunem asta nu ne place, am vrea să se întâmple mai la stânga, mai la dreapta. După cât îi pestimesc că se trece la treabă, e valul euforic, vin rapid parlamentarele dacă vin. Exact asta vreau să spun, că urmează precampania pentru parlamentare, deci se trece la treabă. PNL și USR estimez că vor intra în competiție direct, au fost deja, apropo de viitoare în alianțe, anumite, că am văzut că anumite orașe au fost într-o competiție cruntă. Și între altele și-au dat mâna. Depinde de ce calcule politice își vor face fiecare. Pro-România se întoarce fiul rătăcitor la nu matcă? Cred. Nu cred că e jucat. Cred că a fost conjunctural rezultatul acesta. Să vedem. Eu cred conjunctural că sau pedeapsa trădătorului? Fiul risipitor, apropo, deci ALDE și Pro-România cumva plătesc România prețul. România are o cu totul și cu totul altă substanță decât ALDE. Sunt mult mai bine organizați. Eu zic să așteptăm și alegerile parlamentare să vedem ce se va întâmpla. UDMR la Brașov? Rămâne pe acel 5,0? Era neobișnuită cu mai mult? Era eternul viceprimar, eternul vicepreședinte de Consiliul Județean? UDMR-ul este, până la urmă, nu era bancul acela? De ce imorală facem alegeri în România ca să vadă UDMR cu cine guvernează? UDMR-ul, până la urmă, tu ar trebui să-ți asumi dacă ești partid sau dacă ești ONG. Dacă ești partid, hai să începi să livrezi pentru comunitatea ta pe care spui că o servești. Și ar trebui să zlărgești un pic. UDMR-ul este în pericol și pentru că aceste formațiuni noi, inclusiv USR-ul, a câștigat din membrii UDMR-ul, tradiționali UDMR. Da. Pentru că începem să ne raportăm și la alte lucruri, nu doar la etnie. La Europa aceea spre care aspirăm, care e cel mai bun lucru care s-a întâmplat ieri? Ce se va schimba definitiv de acum înainte? Păi, în primul rând, nu vom mai avea răbdare cu politicienii. Cred că este minunat lucrul acesta. Nici timpul nu mai are răbdare. Pentru că ce se întâmplă? Toți acești oameni care nu sunt obișnuiți cu ale politicii și spuneai mai devreme că ei sunt corporatiști, sunt obișnuiți cu task-uri, da? Cu deadline-uri dure. Cu bullet point-uri, da? Cu deadline-uri dure. Și probabil vor încerca să implementeze și până se vor dezmetici și își vor da seama că nu e bine pentru ei, va fi deja prea târziu, iar acesta este câștigul nostru. Al cetățeanului. Abia aștept să văd politicienii lucrând pe un proiect. În regim de corporație. Nu pot lucra în regim de corporație. Adică nu trebuie să avem nici așteptări în aceste absurde. Dar eu așa sper că i-am auzit. Cu obiective clare,
cu milestone-uri, da? Da? Cu tot ceea ce trebuie să faci într-un management de proiect sănătos. Și atunci, lor le va fi bine, nouă ne va fi bine. Bun, deci răbdare mică, profesionalism ridicat. Corect, da. Deci e de bine. Vedeți că n-avem de ce să-i lăudăm pe politicieni ei. Dar cine îi laudă? Sunt cea mai detestată categorie profesională. Sunt dacă foarte ne... mulți care lăudau. Wow, ce primar am avut. Am avut un primar, punct. Bun, tot istoria va judeca. Acum e multă patimă. Tot ceea ce a făcut era în fișa postul. Tot ceea ce da, a făcut dar pentru în România normalitatea este stare excepțională, din păcate. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat? Ruptura aceasta și scandalul acesta nenecesar. Bun, vin parlamentarele, vom avea, sau ne putem aștepta, mama omida, la niște transformări radicale față de rezultatele. Mi-ar trebui, cum se cheamă, o eșarfă de mătase ca să un glob de cristal. Nu știu. Încă nu știu. E mult prea devreme să spun. Repet, am... Se vor replia unii sau tăvălugul USR merge înainte? Ne putem aștepta la o creștere a procentului? Ne putem aștepta la o creștere? Eu nu mă aștept la o creștere fantastică pentru că nu văd când ar putea să crească atât de mult. Abia vor intra în pâine, vor fi un pic ocupați cu alte lucruri. Cred că se vor... Dau și scuză să nu facă nimic invocând dureroasa moștenire? Nu ne-au scuză. Nu? Nu mai avem răbdare. Deci am avea. Bun. Nu ne-au spus că... trebuie să facem ABC, așteptăm ABC. Și corect, aici dar PNL suportă să-i fie amenințată supremația, că iată... PNL e un partid care trebuie să dea cei mai buni pentru clienții săi, da, să-i care convingă, e la guvernare, care are o responsabilitate sporită, când spun, care decontează pentru multe dintre... pentru corona, criza acesta medicală, este jocul politic. Frica... Acesta e jocul politic. Și-au dorit să fie acolo, să nu-i compătimim. Am spus, am tot respectul pentru un politician, nu-l compătimesc. Corect. Și ne oprim aici, că s-a dus emisiunea. Mulțumesc mult, Romulus Oprica. A fost o plăcere să povestim astăzi la această emisiune post alegeri, prima întâlnire de după o lună plus pre-campania, vreo 6-7 săptămâni în care am făcut exclusiv emisiuni politice. Binecuvântată fieți prezența aici. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Punem punct acestei întâlniri. Doamnelor, domnilor, Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor.